Vom începe ședința prin intonarea imnului de stat al României. Stimați invitați, dragi consilieri locali, vreau să vă aduc la cunoștință că în data de 26 octombrie 2022, la inițiativa mea și a domnului viceprimar, am inițiat un proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Vama, iar Consiliul Local al Comunei Vama, în unanimitate de voturi, a adoptat această hotărâre și v-au declarat cetățeni de onoare. Este o mare șansă și un privilegiu pentru mine ca astăzi, 15 noiembrie, în cadrul festiv, să pot înmâna aceste titluri. Vă rog, doamna secretar general, să dați citire hotărârii Consiliului Local. Hotărârea privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Vama merită deosebite. Consiliul Local al Comunei Vama, județul Suceava, având în vedere referatul prezentat de domnul Bartar Nicolae, primar al Comunei Vama, județul Suceava, și domnul Lucuțar Constantin Tiberius, viceprimar al Comunei Vama, înregistrat la numărul 11.226 din 14 octombrie 2022, raportul compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului și raportul Comisiei pentru Învățământ, Sănătate și Familie, Muncă și Protecție Socială, Activități Social-Culturale, Culte din cadrul Consiliului Local al Comunei Vama, hotărăște. Se acordă titlul de cetățean de onoare al Comunei Vama doamnei Jeana Mihaela Mihaiela pentru merite deosebite. Se acordă titlul de cetățean de onoare al Comunei Vama doamnei Heiser Letiția Elena Orșivski pentru merite deosebite. Se acordă titlul de cetățean de onoare al Comunei Vama domnului Josan Liviu pentru merite deosebite. Se acordă titlul de cetățean de onoare al Comunei Vama domnului Toma Tudor pentru merite deosebite. Vama, 26.10.2022, numărul 74. Sigur că lângă ceilalți 12 cetățeni de onoare, vă adaugați și dumneavoastră, deci Vama are 16. Și pe viitor, cu siguranță, vor mai fi acordate, că avem personalități, persoane care s-au implicat în viața atât socială, culturală, medicală, spirituală, dar o să fie la timpul potrivit. Îmi revine deosebită onoare să înmânez domnului doctor Tudor Toma, medic pneumolog, membru al Colegiului Regal al Medicilor din Marea Britanie, inițiator de noi tratamente pentru pacienții cu enfizem. 26 octombrie 2022. Doamne inginer Letiția Elena Heiser Orșivski, profesor de artă textilă și decorativă, fondator și manager Muzeului Vama Bucovina. Această distinție care nu doar mă onorează, ci și mă face să continui
ceea ce am început acum 28 de ani. Vă mulțumesc frumos! Lucuța Lucreția, în cadrul acestei ședințe, aș dori să înmânez titlu pentru fiica doamnei, deci doamnei dr. Dana Mihela Jianu, doctor în științe medicale, inventatoare și inovatoare în chirurgie estetică și plastică regenerativă. 26 octombrie 2022. Cine mai mult decât o bucurie pentru mama, când se poate mândri și bucuroasă că doamna dr. Jianu apare la televiziune, apare și în presă și o cinste pentru localitatea noastră. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dăruit-o, mulțumesc comunei mama că aici a făcut primii pași, aici a mers la fân, aici a ajutat bunica să îngrijească vitele și porcii și nu uită copilăria din copină. Vă mulțumesc! Mai este titlul pentru domnul inginer, doctor inginer Liviu Josan, dar dumnealui nu este prezent, așa că vă rog foarte mult, o să vă rog să treceți, vă punem cartea de onoare, vă faceți o deosebită onoare să semnați cartea de onoare a comunilor. Întâmplarea fericită a destinului meu a făcut să am legături chiar și sufletești cu trei dintre cei care astăzi au fost onorați cu titlul investit de dumneavoastră. Fiica mea, cum v-am spus, un dar de la Dumnezeu pentru care mulțumesc, dar Letiția Urșivski este fiica Deliei cu care am petrecut tinerețile și pe care am cunoscut-o la un târg de turism îmbrăcat în bondiță cu dihor. Și când am întrebat-o cui este, mi-a spus, sunt fiica Deliei. Eu eram la început cu turismul în 99-2000 și am început o colaborare cu Letiția. Letiția venind la noi, făcând demonstrație din condiere de ouă, apărea o tânără frumoasă, în costumul nostru superb, vorbitoare de câteva limbi străine, talentată la condiere, astfel încât ambasadele care veneau la noi au cunoscut-o. Așa a început lansarea ei. Se pare că a fost de bun augur, pentru că după aceea, prin strădania ei, care a colindat tot globul, a făcut să adune atâtea zeci de mii de exponate pe care le avem în muzeu și cu care mama se mândrește. Iar al treilea, și nu cel din urmă, domnul dr. Toma, pe care iarăși l-am cunoscut la începutul stabilirii dumnealui în comuna Vama și care de 13 ani sau de așa face simpozioane de pneumologie cu participare internațională, se adună pneumologi din lume, se umplu pensiunile câte 100 când nu era pandemia, mai puțin acum, și Vama a devenit astfel cunoscută datorită dumnealui, un intelectual de înaltă clasă și de extrem de mare modestie. Îi cunosc foarte bine familia, soția la Londra, de asemenea, o fiică deosebită care lucrează la Bruxelles. Deci vreau să vă spun că alegerea pe care ați făcut-o este extraordinară și că e minunat că v-ați arătat recunoștința față de acești oameni care au făcut chiar multe lucruri pentru Vama. Vă doresc sănătate și aceeași înțelepciune în continuare. Mulțumim.